Hristos a înviat, ne bucurăm să avem prilejul de a ne putea întâlni din nou în această seară în acest fel și vă salutăm pe toți cei ce vă uitați și ne urmăriți în această după-amiază și vă invit să, pe cei care aveți posibilitatea să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu noi la Psalmul 46, care spune în felul următor: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții din inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselește cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfârmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc arele de război. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. În continuare, vom veni înaintea Domnului cu rugăciune prin Sora Marga. Doamne, Tatăl nostru din ceruri, ne închinăm cu bucurie și recunoștință înaintea Ta, pentru că Tu, Stăpânul Universului, Creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute de noi, Te-ai îndurat în mare mila Ta și ne-ai făcut și pe noi copiii Tăi prin jertfa Domnului Iisus. Doamne Tată, noi toți trăim o perioadă nemai întâlnită până acum și dificilă pentru toți și vrem să fim încredințați în orice clipă că este în voia Ta și în controlul Tău și să o parcurgem cu echilibru în minte și inimă, ca orice altă încercare ce va mai veni în viața noastră. Te rugăm, Doamne, să ne întărești Tu, căci noi suntem slabi. Vrem să-ți mulțumim și astăzi pentru toate binecuvântările primite de la Tine, cele spirituale și cele pentru viața aceasta. Mulțumim pentru iertare, mulțumim pentru cuvântul Tău, mulțumim pentru Duhul Sfânt, mulțumim pentru biserică, mulțumim pentru frați, pentru libertatea de credință, mulțumim pentru familii, pentru sănătate, pentru case și pentru toate cele ce le primim pentru trupul acesta. Îți mulțumim și pentru fratele păstor, pentru tot ce lucrezi în viața noastră prin Dumnealui și te rugăm să-l binecuvintezi cu multă sănătate, cu credință și inspirație multă în lucrarea Ta și te rugăm să-l însoțești și în seara aceasta în predică. Mulțumim pentru toți frații care ne zidesc prin cuvântul Tău. Mulțumim pentru Cătălin care se jerfește pentru a putea fi împreună în modul acesta, pentru copiii noștri care te laudă și pentru toți frații și surorile care simt cu lucrarea Ta. Îndrăznim să te rugăm de asemenea și pentru cei ce sunt în suferință fizică, pentru cei ce poate acum se simt singuri din punct de vedere omenesc, pentru cei bătrâni, să le dai Tu, Doamne, și să ne dai tuturor puterea să ne ducem credința până la capăt. Vrem să trăim cu Tine și pentru Tine și caracterul Tău frumos să se reflecte și în ființele noastre. Te rugăm să ne ierți pentru că adeseori nu avem puterea aceasta. Fii slăvit, Tată bun din ceruri, pentru că ne primești la Tine mereu în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. În continuare vă invităm să cântați împreună cu noi Hristos a înviat din morți. Și cerul din
Pentru început vom asculta un mic program al copiilor. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrășmașii mei, se clatină și cad. Chiar oștile de-ar tăbărâ împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot prinde încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul său. Căci el mă va ocroti în coliba sa în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nu mi-ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi Dumnezeul mântuirii mele, căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă. Cu atâta lași atâta de
Citesc un singur verset din Ioan, capitolul 21, versetul 15, care spune: După ce au prânzit, Iisus i-a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: Paște-mi rușiei mei. Și noi ca și oameni avem de multe ori întrebări și unele uneori sunt esențiale, altele sunt nesemnificative, poate unele le punem din curiozitate, altele trebuie să le punem din necesitate. Și de-a lungul timpului observăm în Scriptură că mulți oameni au venit la Domnul Iisus și i-au adresat diverse întrebări, precum Nicodim, care îl întreabă pe Domnul Iisus cum se poate naște cineva din nou, sau Pilat, ești tu împăratul iudeilor, sau învățătorul legii care îl întreabă pe Domnul Iisus ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Și aș vrea să vă întreb și să vă provoc să vă gândiți ce întrebare i-a spune dumneavoastră, i-ați adresat dumneavoastră sau i-am adresat noi Domnul Iisus în momentul acesta dacă ar fi în fața noastră și l-am vedea față în față. Care ar fi cea mai mare întrebare a omenirii pe care i-am adresat-o Domnului Iisus în momentele acestea? Și privind contextul în care ne aflăm, putem spune că o serie de întrebări care frământă pe majoritatea oamenilor zilele acestea sunt legate de această pandemie și anume l-am întrebat pe Domnul Iisus în clipele acestea, poate când vom scăpa de acest virus sau cei care deja sunt infectați de acest virus, poate l-ar întreba ce trebuie să facă sau cum să facă să se vindece de acest virus. Însă cred că niciuna din întrebările noastre pe care le-am avea noi nu reprezintă cea mai importantă întrebare, ci cred că cea mai mare întrebare a omenirii pe care a putut să o adreseze cineva vreodată sau care a existat vreodată a fost pusă de către Domnul Iisus. Acum mai bine de aproximativ 2000 de ani și este valabilă chiar și astăzi. Și Domnul Iisus îl întreabă pe Simon Petru acum mai bine de 2000 de ani și ne întreabă și pe noi astăzi: mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și aș vrea să privim puțin la această întrebare și mai exact să punem accentul pe două cuvinte. Primul cuvânt este aceștia. Ultimul cuvânt din întrebare: mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și privind contextul, putem înțelege că prin acest cuvânt Domnul Iisus se referă pe de o parte poate la serviciul nostru, adică ne întreabă dacă îl punem pe el mai sus decât serviciul nostru, în contextul lui Simon Petru al ucenicilor de atunci, dacă îl pun pe el, dacă îl iubește pe Domnul Iisus mai mult decât mrejele, bărcile, peștilor de atunci, că aceasta era meseria, sau poate prin acest cuvânt Domnul Iisus ne întreabă dacă îl iubim pe el mai mult decât familia noastră sau decât prietenii noștri sau decât reputația noastră. Așa cum vorbeam și dimineață pe Zoom la părtășie cu frații, toate aceste lucruri nu trebuie să le punem mai presus de Domnul Iisus și El ar trebui să fie deasupra acestor lucruri, să-L iubim pe El mai mult decât toate aceste lucruri în viețile noastre. Și cel de-al doilea cuvânt din această întrebare este mult. Spune: mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și observăm că Domnul Iisus așteaptă din partea noastră o iubire puternică, o iubire mare. Nu se așteaptă doar să-L iubim, nu ne întreabă doar dacă mă iubești și pe mine, ci întreabă dacă mă iubești mai mult decât pe aceștia. Și privind la arătările Domnului Iisus, ne spune cuvântul că Domnul Iisus alege să se arate după ce învie dintre cei morți Mariei Magdalena. Și m-am întrebat de ce tocmai acestei femei, care știm trecutul ei că a avut în trupul ei 7 demoni și
A avut o viață urâtă, murdară, înainte să-L cunoască pe Domnul Isus. Și de ce tocmai ei alege Domnul Isus să se arate după ce a înviat dintre cei morți și nu alege să se arate poate lui Petru sau ucenicilor sau altcuiva prima dată și o alege pe această femeie? Și ne spune în Luca 7 cu 47 că Maria Magdalena îl iubea mult pe Domnul Isus și cred că din acest motiv, Domnul Isus a ales să-i se arate prima dată, pentru că Domnul Isus așteaptă din partea noastră să-L iubim mult. Și doresc ca Domnul să ne ajute să ne facem o restabilire a priorităților în viețile noastre, pentru ca să putem să-i răspundem Domnului la întrebarea pe care El ne adresează în această după-amiază: mă iubești tu mai mult decât aceștia? Răspunsul nostru să fie: da, Doamne, te iubesc. Amin. Hristos, speranța mea.
continuare, fratele Ștefan va avea o poezie. Vă salut și eu cu drag și chiar sunt foarte bucuros că mă aflu aici. Un semn foarte bun că suntem împreună, îl simt, eu îl resimt, este că am emoții și asta înseamnă că ne simțim împreună. Bine. Poezia se numește Să fii rege. Dacă vrei să fii rege peste animale, nu-i cine știe cât. Trebuie doar să fii mai puternic decât ele și atât. Dacă vrei să fii rege peste păsări, este un pic mai greu, dar frumos. Trebuie să zbori mereu mai înalt decât ele și niciodată mai jos. Ca să fii rege peste flori, trebuie să așezi la hotare toți mărăcinii și spini, dar mai ales trebuie să miresmezi către lume mai mult decât o fac crini. Ca să fii rege peste înstelare, trebuie să te așezi sus printre luceferi, călătorind spre Orion. Și reprivindu-te apoi de jos, să fii mai luminos decât oricare stea. Și asta fără să ai tron. Ca să fii rege peste oameni, este mai greu decât orice altceva. Trebuie să trăiești și să mori pentru ei, învățându-i ce înseamnă a iubi, a ierta. Dar cel mai minunat este să poți să fii rege peste tine însuți. Atunci când alegi binele, fie din bucuria altuia, fie chiar din plânsul tău. Dar să încheiem înțelept și frumos și mai ales cum se cuvine, căci încoronarea ta o face doar Hristos. Atunci când mergi pe drumul dinspre rău spre bine. În clipa aceea, o veșnicie întreagă te urmărește. Dacă vrei să fii rege, alege binele și grăbește-te. Amin. Rău
Înainte să ne apropiem de cuvântul Domnului, vă invit să mai avem un moment de rugăciune prin fratele Ion Precup. Domnule Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta să-ți mulțumim pentru mântuirea care ne-ai dat-o în dar. Îți mulțumim, Doamne, că înaintea ta totul este gol și descoperit. Îți mulțumim că ne cunoști pe fiecare în parte, știi adresa noastră, știi numele nostru. Îți mulțumim că Tu ești sub controlul tuturor lucrurilor, de aceea te închirăm înaintea Ta și îți mulțumim că Te-ai îndurat de noi, Doamne, și ne-ai ales să fim și noi copiii Tăi. N-avem niciun merit înaintea Ta, dar numai bunătatea și dragostea Ta a fost aceea care L-a trimis pe Domnul Iisus să moară pentru păcatele noastre. Te rugăm, Doamne, în aceste momente de cercetare pentru întreaga omenire, să cercetezi copiii noștri, copiii fraților noștri, Doamne, care au trecut prin biserica Ta și acum sunt departe de Tine. Te rugăm să-i cercetezi, Doamne, și să-i ajungi, Doamne, să-și îndrepte privirile spre Tine și să vină înapoi în turma Ta. Îți mulțumim pentru că ai ocrotit biserica noastră, mulțumim pentru că ne-ai avut sub paza Ta, Doamne, sub aripile Tale. De aceea te rugăm să te înduși de cei care au fost încercați prin această boală de Mihai Brânceanu, de sora care, de soția fratelui Brânceanu, Doamne, și te rugăm să ai milă de toți copiii Tăi. Cercetează prin această pandemie, Doamne, și orașul nostru, țara noastră, întregul pământ, Doamne, și ajută ca toți care sunt, Doamne, copiii Tăi să se întoarcă cu fața spre Tine. Te rugăm ca în continuare să binecuvinte servul de care Te folosești, să-i dai, Doamne, har, să-i dai putere, să-i dai cuvânt în partea Ta și să ne ajuți pe noi toți cei care ascultăm cuvântul Tău, Doamne, să ne punem viața în îndoială și să trăim în ascultare de Tine. Te-am rugat toate acestea, Doamne, în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Mulțumim Domnului că din nou suntem, iată-ne, la închinare. Dumnezeu ne-a făcut parte de tehnica aceasta și reușim chiar în ciuda faptului că suntem fiecare la casa noastră și nu suntem în posibilitatea să fim împreună la casa Domnului, să fim împreună la glorie Domnului. Dumnezeu are în orice moment greu, în orice moment dificil al vieții, are și o mânghiere. Gândiți-vă ce ar fi fost dacă n-am fi avut posibilitatea aceasta, dacă nu ne-am fi putut întâlnim măcar în forma aceasta sau să ne dăm un telefon, să ne auzim unul pe celălalt. Mulțumim Domnului și pentru lucrul acesta. Mulțumim Domnului că se îndură de fiecare dintre noi cu un scop. Toate le are cu un scop și scopul lui este în final să ne mântuiască sufletele, să ne apropie de El. În seara aceasta vom rămâne lângă cuvântul lui Dumnezeu tot în zona Ioan capitolul 21, un text foarte cunoscut, foarte iubit și din care s-a vorbit mult, din care a vorbit și Cătălin. Și rămânem la întrebarea pusă de Domnul Iisus Hristos lui Petru. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. Aceasta e, Ioan spune, conform împărțirii lui, era a treia oară când Domnul Iisus arăta ucenicilor în forma aceasta, sau cel puțin relatat de Ioan. Și o găsim în Ioan capitolul 21, ucenicii deja merseseră de la Ierusalim în zona lor în Galileea. Domnul Iisus le transmisese mesajul acesta, dinainte de a muri, să vă duceți în Galileea, acolo mă veți vedea. Nu s-au dus ei chiar imediat, dar în final au ajuns. Poate că se mirau de ce trebuie să se întoarcă acolo când ei se așteptau să fie ceva mar la Ierusalim, pentru merseseră cu el gândind că vor ajunge ceva mar pe lângă împăratul care se așteptau să fie pus Domnul Iisus Hristos. Nu a fost așa. Dumnezeu nu are totdeauna planurile cum ni le facem noi. Ba dimpotrivă, El le face și noi suntem cei care trebuie să îi urmăm planurile Lui. Au ajuns în Galileea și noi credem că scopul Domnului Iisus Hristos de a veni ucenicii în Galileea era ca acolo Domnul Iisus Hristos să-și întâlnească și frații lui, pe Iacov, pe Iuda, care Biblia spune că mai târziu a devenit pilon, stâlp de bază ai bisericii din Ierusalim. Dar nu numai atât, acolo trebuia să dea mandatul ucenicilor, acolo trebuia să aibă cu ei
aceste discuții despre înviere. Poate că interesant este că în textul din Ioan, capitolul 21, începe așa: după aceea Iisus a arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Și aici amintește câteva nume. Și numele sunt Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi ucenici din ucenicii lui Iisus. Te gândești de ce a dat numele celor dinainte, de ce și ceilalți doi nu sunt numiți? Dar ceva comun la cei care au fost numiți, și anume Petru, Toma, Natanael, Iacov și Ioan, au în comun faptul că toți aceștia afirmaseră dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Și cred că una dintre problemele fundamentale ale învierii trebuie bazată sau înțeleasă pe baza dumnezeirii Domnului Iisus Hristos. Am mai discutat despre această temă, dar ea nu poate fi epuizată, fiindcă este poate cea mai importantă. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este autoritatea supremă, Fiul lui Dumnezeu, căruia i s-a dat toată autoritatea în cer și pe pământ. Glorie Lui! Aceștia cinci înțeleseseră că cel care înviase nu era un simplu om, nu era un simplu rabin, era Fiul lui Dumnezeu. Iată, spune Petru, după ce Domnul Iisus Hristos are discuția cu ucenicii și cu mulți iudei în Ioan 6, și text care noi l-am discutat, asta vedem și în Marcu, capitolul 8, Domnul îi întreabă: ce zic oamenii, voi cine ziceți? În final, în Ioan, în Matei, Marcu, capitolul 8, Domnul Iisus are o întrebare care zice așa: cine zic oamenii că sunt eu? Și unii zic: cu tare, cu tare. Și vă rog să fiți atenți. Dar voi, cine ziceți că sunt eu? Și răspunsul are Petru. Petru spune: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și nu așa se spune: noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul, Fiul Sfântul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care, sau lucrul care l-au în comun aceștia cinci enumerați din cei șapte, Petru este cel care afirmă dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Toma, în ziua când l-a văzut, duminica trecută, vorbeam despre lucrul acesta, Toma spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Natanael, când îl vede, îi spune: Rabi, tu nu ești un simplu rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Fiii lui Zebedei, când în drum spre Ierusalim, îi se apropie și spun: învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. Ce vrei să vă fac? Vreți să vă fac, întreabă Domnul Iisus Hristos. Dă-ne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta. Dar vă rog să fiți atenți, nu pe pământ, ci spune: când vei fi îmbrăcat în slava ta. Toți aceștia înțelegeau dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Credința în înviere, înțelegerea în învierii, are la bază, ca fundament esențial, dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Iar această forță, această putere a învierii, are un impact puternic în viața celor care o recunosc. Dumnezeu, când se întâlnește în învierea Lui cu oameni, cu cei ce se întâlnesc cu Hristos înviat, în viața acestora se produce are un așa impact această întâlnire, se produce o așa schimbare în care învierea rămâne totdeauna cu urmări. În textul nostru din Ioan, capitolul 21, spune că Petru a zis: mă duc pește, mergem și noi cu tine, știți lucrurile acestea. În final, dimineața, după ce nu prinsesele nimic, cineva întreabă: copii, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns: nu. Aruncați mreaja, ei au aruncat-o și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Mai fusese prindere, o pescuire minunată. Asta o vedeți în Luca, capitolul 5, cei care vreți să urmăriți. Și Domnul Iisus Hristos, la începutul lucrării sale,
după ce vorbește din barca lui Petru, îi spune: depărtează-o la adânc și aruncă-ți mrejile pentru pescuire. Simon, Petru, i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit. Cam ceva paralel cu ce se întâmplă în Ioan 21. N-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa mulțime. După ce prind, Simon Petru are o reacție. Se duce la Domnul Iisus Hristos și îi spune: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Nu știu cine ești, nu înțeleg bine cine ești, te văd un rabuni, un rabi special, dar te rog, pleacă de la mine. Domnul Iisus îi spune: stai liniștit, de astăzi vei fi pescar de oameni. Și Petru lasă totul și pleacă după Domnul Iisus Hristos. Ce e diferit între cele două pescuiri? Este că între cele două pescuiri, Petru ajunge la concluzia că de fapt cel pe care îl urmează este Hristosul, Dumnezeul întrupat. Aceasta trebuie să înțelegem. Oamenii au nevoie să înțeleagă cine este El, cine este Iisus Hristos, Cel care ne poate mântui sufletele. Două relatări, cumva asemănătoare, dar între ele găsim dumnezeirea descoperită sau descoperirea dumnezeirii, întâlnirea cu Dumnezeu. Arătările după înviere, de fapt, sunt niște întâlniri cu Dumnezeu. După înviere, te mai spune rabuni. Dacă prima dată i-a spus rabi, acum îi spune Domnul. Este Domnul. De aceea, Ioan din barcă, atunci când îl vede pe Domnul Iisus pe mal, îi spune: este Domnul. Domnul în modul acela de autoritate. Domnul este cel ce îi cheamă pe ucenici și ucenicii își trag mreaja la țărm. Vorbeam și dimineața, în întâlnirea noastră de dimineață. Și ucenicii, după ce vin cu peștele acolo, Domnul Iisus Hristos, care avea deja pește pus și pâine, zice: aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Și spunea cineva: Dumnezeu cumva le-a arătat ucenicilor că El are ceea ce ei caută. Și într-adevăr, cumva, degeaba vă zbateți voi, spune și Biblia, dacă nu vă dă Dumnezeu. Și într-adevăr, Dumnezeu dă. Eu aș pune în seara aceasta problema invers. Dumnezeu binecuvintează ceea ce tu muncești. Dumnezeu vrea să binecuvinteze, dar munca. Ei munciseră, într-adevăr, nu aveau rezultat. Dar Dumnezeu spune: din munca pe care ați făcut-o voi, binecuvântată de mine, aduceți aici. Și ceea ce vreau să spun este că nu putem avea rezultate în munca noastră dacă nu avem binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Ceea ce e important, cred că, de învățat, este că trebuie să muncim, trebuie să ne zbatem, dar fără binecuvântarea lui Dumnezeu, rezultatele se vor pierde pur și simplu, ca niște bani câștigați ușor. Vom munci noi după criza COVID, acestui virus? Poate chiar mai mult. Poate că omenirea după această criză va intra într-o altă criză, criză economică, în care va trebui să muncească mult pe bani puțin. Ceea ce trebuie să înveți omenirea este că dacă vor să aibă o muncă binecuvântată sau cu rezultate, trebuie să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. Ei trebuie să-și întâlnească munca lor cu Dumnezeu cel viu. Dacă nu există această întâlnire, această confruntare a muncii tale cu binecuvântarea lui Dumnezeu, nu sunt rezultate. Sau rezultatele sunt în van. Învierea, sau aș spune invers, dacă nu învățăm din înviere, din binecuvântarea celui înviat, este ca și când am merge și dacă munca nu se întâlnește cu învierea, este cum spunea Pavel: dacă numai pentru pământul acesta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Așa că învierea vrea să se întâlnească cu munca noastră
și să dea binecuvântare. Întâlnirea cu Dumnezeu este de fapt un fir roșu în Scriptură, de la Adam și Eva începând. Adam și Eva au învățat că trebuie să muncească prin sudoarea muncii lor să-și câștige existența, dar totuși au învățat că fără binecuvântarea lui Dumnezeu, cât ar munci, toată munca lor va fi în van. Mari împărați ai omenirii, cumva reprezentanți ai omenirii, au învățat lucrul acesta. Unul dintre ei, simbolic cumva lăsat în Scriptură, îl găsiți în cartea Daniel, Nebucadnețar. Omul care a ajuns mare, care în spate avea toată munca celor cunoscuți pe fața globului. Avea posibilitatea să beneficieze de toată munca după pământ. El era împăratul. El era suveranul. Dar o întâlnire cu Dumnezeu l-a făcut să-și dea seama că nu e mai mult decât un animal. Decât un o ființă care aleargă încotro nu știe. După ce se întâlnește cu Dumnezeu, acest om, simbol al omului firesc, al omului care are toată munca în mâna lui, după, asta scrie în Daniel, capitolul 4, veți vedea că după trecerea vremii prin care Dumnezeu s-a lovit cu el, s-a întâlnit cu Nebucadnețar, l-a întâmpinat cumva, Nebucadnețar trage o concluzie. El spune așa: mi-am dat seama că suntem nimic. El face ce vrea cu oastea cerurilor. El, Dumnezeu, este suveran. Mi-a venit mintea înapoi și am tras o concluzie. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate. Toate căile lui sunt drepte. El poate să zmerească pe cei ce umblă cu mândrie, adică fără Dumnezeu. Muncim. Unde ne ducem? Încotro muncim. Munciseră toată noaptea ucenicii. Nu prinseseră nimic. Dumnezeu învață lecția că munca trebuie să aibă binecuvântare. Domnul pe mal ne așteaptă cu binecuvântare. Va trece molima aceasta. Și pe malul celălalt, Domnul ne așteaptă cu binecuvântare. Aduceți ce ați prins. Fiindcă vreau să binecuvântez. Vreau să vă binecuvântez munca. Puneți munca voastră în binecuvântarea lui Dumnezeu. Eu nu cred că Domnul Iisus și-a certat ucenicii, dar le-a spus clar: vreau să vă arăt că munca voastră fără binecuvântare este de fapt o muncă fără rezultate. Trebuie să învățăm din toate aceste aspecte ale binecuvântării. Fiecare întâlnire cu Dumnezeu, să știți că schimbă. Și Petru a fost schimbat, Pavel a fost schimbat. Orice întâlnire cu Dumnezeu înviat schimbă, transformă. Petru, din momentul acela, a învățat lecția. Și în primul lucru, voi spune trei lucruri în seara aceasta. Ce învață un om când se întâlnește cu Dumnezeul înviat? Care sunt rezultatele acestei întâlniri a învierii, a Dumnezeului înviat cu omul credincios, doritor, care muncește, care se zbate? Primul este cunoașterea. Cu toate că am mai vorbit despre această temă, revenim la ea. Domnul se întâlnește cu ucenicii care munceau. Și acolo pe mare, unul se uită și spune: este Domnul, îl recunosc, îl cunosc. În mijlocul muncii se cunoaște Dumnezeu. El este cel care ne așteaptă, El este cel care ne urmărește munca noastră. Să știți, întâlnirea cu Dumnezeu, cu învierea, sau ce rămâne după, sau ce urmează după întâlnirea cu Dumnezeu, nu mai este la fel. Când te întâlnești cu Dumnezeu, să nu te aștepți că mergi la fel după momentul acel. Ceva se schimbă în viața ta. Dacă lumea astăzi nu se schimbă, este că nu s-a întâlnit cu Dumnezeu. Cine se întâlnește cu Dumnezeu, își schimbă direcția, își schimbă munca, își schimbă gândirea, își schimbă bucurile, plăcerile, fiindcă Dumnezeu este acea putere, acea forță imensă. Daniel spune că este ca o piatră care s-a desprins din munte și care a venit și a lovit. Ce lovește piatra aceasta, nimic nu mai rămâne
la fel, se schimbă. Învierea schimbă, transformă. De aceea creștinul nu trebuie să fie tare la cerbice, cum spune Scriptura, să nu se lase schimbat de înviere. Învierea trebuie să ne schimbe. Creștinul trebuie să fie flexibil, nelegat de șabloane, de tradiții, de obiceiuri, nelegat de pământ chiar, de munca lui. El trebuie să știe că munca lui și alergarea lui trebuie să o pună la picioare și în binecuvântarea lui Dumnezeu. Evident că ucenicii își dau seama că au de-a face cu alta abordare a lucrurilor. Domnul Iisus Hristos este viu, dar nu mai este cu ei mereu. Lucrurile se schimbă. Eu cred că după această criză ar trebui să trăim schimbați. Dumnezeu ne-a lovit, Dumnezeu înviat, a venit și a tras un semnal omenirii. Dacă omenirea merge înainte, așa cum a fost și înainte, înseamnă că nu s-a întâlnit cu Dumnezeu. N-a înțeles nimic din lecția lui Dumnezeu. Ei înțeleg ucenicii. Înțeleg că Domnul Iisus apare, dispare, este imprevizibil. Înțeleg că apariția lui este în așa fel încât este, dar nu-l recunosc. Recunoașterea cere o altă abordare, nu neapărat vizibilă. Provocarea aceasta în viață este provocarea de a vedea dincolo de ce se vede. Și eu cred că zona aceasta, perioada aceasta a acestei pandemii, vom învăța să ne spălăm pe mâini, nu numai că dacă suntem murdari, ci dacă nu știm dacă suntem infectați. Dincolo de vedere vom aborda lucrurile care nu se văd. Murdar se vede, infectat se crede. Vom începe să abordăm lucrurile prin credință. Mult timp omenirea nu înțelege ce e un virus, fiindcă virusul nu se vede. Dar când cineva l-a înțeles dincolo, oamenii au învățat să se raporteze la ce nu se vede printr-un alt mod de abordare. Dumnezeu vrea să binecuvinteze munca noastră înțelegând dincolo de ce se vede. Dumnezeu vrea să-L cunoaștem. Vrea să cunoaștem. Și cunoașterea este cea mai mare provocare. Să cunoaștem ceea ce de fapt nu se vede. Să-L cunoaștem pe El și puterea învierii Lui, cum spunea Pavel. Ucenicii îl recunosc. Știu că este El. Dar totuși în alt fel, în alt chip. Situația de după criză, spuneam și spun încă o dată, ne va face să gândim sau ar trebui să ne facă să gândim. Să învățăm și să cunoaștem altfel lucrurile. Domnul Iisus de câte ori s-a arătat, zice că s-a arătat în alt chip, într-un mod, provocându-i mereu să le deschidă ochii, inima zăbavnică, ochii împiedicați, mintea închisă. Domnul se apropie de ei, de Maria, de Petru, de ucenicii spre Emaus, de ucenicii în seara învierii, de Toma, de Iacob, de Iuda, de 500 de frați, de Pavel, spune Cartea Corinteni. Se apropie de toți și îi schimbă, îi transformă. Îi face să cunoască lucruri pe care omul firesc nu le cunoaște. Dumnezeu vrea să se întâlnească prin înviere cu noi ca să lovească, să abordeze, să împingă ființa noastră spre divinitate, înțelegându-i dumnezeirea. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu este, că Dumnezeu există, că Dumnezeu are putere, că El coordonează lucrurile. Un alt aspect pe care vreau să spun, deci întâlnirea cu Dumnezeu schimbă și în primul rând schimbă cunoașterea. Al doilea, schimbă ceea ce iubești. Îl întreabă Domnul Iisus pe Petru, Petre, mă iubești? Și vă rog să fiți atenți cum întreabă, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Asta e întrebare destul de delicată. Înțelegem că i-a pus-o separat, nu i-a pus-o împreună cu ucenicii, ar fi fost o ofensă poate pentru ceilalți. Dar totuși Petru i-a întrebat, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Cătălin a abordat câteva aspecte ale acestei probleme. Dimineața s-au abordat câteva aceste aspecte ale problemei. Vreau să abordez o alta, una singură. Oamenii care
Sau Dumnezeu când ne întreabă, El ne spune așa: ai oameni în jur, ai copii, ai părinți, ai soție, soț, vecini, colegi. Tu, în raport cu ei, cum iubești? Ești tu un reper pentru ei? Pot ei să vadă în tine un reper după care să spună: e bun, îmi place cum e cu tare, vreau să fiu ca el, vreau să-l urmez, vreau să urmez, fiindcă Dumnezeu nevăzut se arată prin oameni, repere vizibile. Și Petru trebuia să devină un reper pentru ceilalți. Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Vor vedea ei în tine această dedicare mai mare, iubiților. Copiii se uită la voi, fiți repere. Părinții se uită la voi, copii, fiți repere. Elevii se uită la profesor, fiți repere. Reperele Dumnezeu le învață cum pot deveni repere luminoase. Și auziți unde este secretul: iubirea de Dumnezeu. Cine iubește, cine învață să iubească, el devine un reper. Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Întreabă Domnul Iisus Hristos. Și fiți atenți, iubirea nu este o declarație, nu este un cuvânt spus. Evident, astăzi în filme am văzut și vedem că, și evident, familiile, mai ales familiile dintr-o anumită generație, generația asta nouă, își arată dragostea prin vorbe, foarte mult prin vorbe. Și este un lucru bun, lucrul acesta. Iubita, iubii, scumpețea și tot felul de cuvinte gingașe, drăgălașe, care sunt foarte frumoase. Scumpa mea. Dar vreau să vă spun, cuvintele, dacă n-au fapte, ele n-au acoperire. E curios astăzi că pe vremurile trecute nu se spuneau cuvintele astea ușor. Interesant este că cu cât cuvintele acestea se spun mai mult, cu atât rata divorților este mai mare. Aveți o explicație? Domnul Iisus Hristos îi spune: Petre, mă iubești? Și Petru se grăbește să răspundă: te iubesc, Doamne. Și Domnul nici nu termină Petru răspunsul și îi spune: paște oile, oițele, paște, fă ceva. Când iubești, faci. Iubirea nu este o declarație, ea este un răspuns sau o faptă la nevoia celui de lângă tine. Simone, mă iubești? Paște oile, paște miei, mielușeii mei. Avem nevoie să iubim. Iubirea este acea faptă care te face să rămâi vertical. Dădea cineva exemplu acesta că iubirea e ca mersul pe bicicletă. Dacă nu dai din pedale, dacă nu înaintezi, dacă nu faci fapte bune, cazi, nu reziști. Iubirea nu este decât o declarație: merg pe bicicletă. E un fapt. Iubirea este un act. Iubirea este acea jertfă interioară adusă pentru aproapele. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Ce face învierea? Învierea când se vine și se confruntă, ne confruntă. Învierea când ne întâlnim cu Dumnezeul înviat. Mintea se schimbă, cunoaște. Când ne întâlnim cu Dumnezeul înviat, iubirea se activează. Înțelegem cât de importantă este iubirea și ea devine faptă, ea devine în final. Și al treilea cuvânt este urmare. Aș putea spune totuși că între iubire și cunoaștere este un proces continuu. Spunea cineva așa, că oamenii trebuie cunoscuți pentru a fi iubiți. Dumnezeu trebuie iubit pentru a fi cunoscut. Și cred că este corect. Dar eu aș putea spune lucrul acesta. Această relație, cunoscut, iubit, iubit, cunoscut, este un proces continuu, repetitiv. Nu este o chestiune,
eu cunosc, iubesc, el mă iubește, cunoaște. Așa este un proces ciclic continuu. Ceva de genul acesta. Eu cunosc, îl iubesc. Îl iubesc, îl cunosc. Exact ca aceste bătăi ale inimii care contractă, se dilată, continuu, ca respirația, cam orice este activ și vibrant. Dragostea cu cunoaștere este viață. Și Dumnezeu provoacă înviere pe oameni la această viață. Veniți și trăiți în viață. Cunoașteți, iubiți, iubiți, cunoașteți, trăiți. Că astfel, de fapt, ce faceți? Mă urmați. Ne numim creștini. Ce înseamnă creștini? Creștin înseamnă urmașa lui Hristos. Domnul Iisus îi spune lui Petru: mă iubești? Petre, vreau să spun că va veni vremea când nu te vei mai încinge tu, nu vei mai face lucruri pe care vrei tu să le faci și le faci la tinerețe. Arăta despre ce moarte va avea Petru, dar îi spune ceva. Toate acestea lasă-le în spate și tu învață un lucru. Vino după mine. Urmează-mă. Un creștin care se întâlnește cu Hristos înviat, cu învierea, cunoaște și îl urmează pe Dumnezeu. Credința ta. În fiecare zi îl cunoști mai mult? Cu timp ce trece îl iubești mai mult? Ca apoi să-l cunoști mai mult? Ca apoi să-l iubești mai mult? Și astfel să-l urmezi mai mult? Urmarea Domnului Iisus Hristos este fundamentală. Vrei să fii creștin? Fii urmaș al lui Hristos. Urmează-l pe el. Urmarea are câteva lucruri care o opresc cumva sau poți să încetineze din mers. Dau câteva lucruri în scurt. Primul lucru. Focalizarea. Ca să urmezi ceva trebuie să fii focalizat, să focalizezi, să urmărești acel lucru. Și Petru, dacă observați, după ei mai vine un ucenic. Petru merge după Domnul Iisus Hristos, el îi spune: m-ai cunoscut, mă iubești, vino după mine. Și așa se va întâmpla, îi spune ce se va întâmpla. După ei mai vine încă un ucenic. Și atunci Domnul Petru spune: dar cu acesta ce va fi? Și Petru spune: dacă eu vreau ca el să rămână până voi veni eu, tu o să mor înainte, asta e moartea ta, el va rămâne mai mult. Ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Mersul după Domnul Iisus Hristos poate fi perturbat. Cineva vrea să-l perturbe. Și fiți atenți, nu Ioan îl perturbă, nu relația și intenția lui Petru perturbă, fiindcă Petru nu crede să interesa în sensul egoist. De ce vine după noi? Ne deranjează. Nu. Eu cred că între Petru și Ioan era o relație foarte serioasă și cumva Petru, ca un bătrân, ca unul care simțea responsabilitatea față de ceilalți, cumva simte problema așa. Dacă eu plec cu el, ce va fi, Doamne? Eu vreau să știu că e în grijă. Nu simți tu grija celor care sunt în urma ta, care sunt în responsabilitatea ta? Sunt bătrân, părinți care se gândesc la copii, copii care se gândesc la ce e în urmă. Ne gândim la ce e în urmă. Dar Domnul spune: nu lăsați urmarea mea, cei care mergeți după mine, să fiți perturbați nici de măcar de lucruri bune. Lăsați-le în grija lui Dumnezeu. Primul vostru scop să fie urmarea mea. Doamne, dacă cu acesta ce va fi? E o preocupare, e o preocupare bună. Dar preocuparea trebuie să fie dincolo de urmare sau în spatele urmării. Trei lucruri v-am vrut să vă spun astăzi, și anume: învierea sau cel înviat vrea să ne întâlnească. Întâlnirea schimbă. Cum îmi dau seama că m-am întâlnit cu Dumnezeu cel înviat? Cunoașterea mea este diferită. Îl cunosc pe el. Știu cine e pe mal. Al doilea, îl iubesc.
Și al treilea, îl urmez necondiționat, neperturbat. Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute pe toți. Amin.